I feel so alive. I've never felt this way before. It must be you. Salutare, băi, băieți, patroni, dispeceri, colegi, copii. Sunt în acum am ajuns în Elveția, sunt la o clădire nou construită, construiesc ăștia aici. Și eu am fost undeva, camionul, că GPS-ul nu m-a adus bine aici, m-am dus undeva, în spate acolo. Dacă vedeți, la o firmă, mi-a fost o doamnă drăguță și a zis, uite acolo, te duci, mi-a arătat pe Google Maps și ce că merge acolo. Vă mulțumesc. Și culmea, știa câteva cuvinte în română. A fost o distracție. Și acum vreau să vă arăt ce descarc eu. E prima dată în viața mea când car așa ceva. Uitați. Stâlpi de beton. Hai să vă arăt așa. Pe toți. Nu vă arăt dar așa un pic. Ia uitați-vă. Deci am 2, 4, 6, 8 bucăți, 22.560 de toni. N-am făcut mare lucru până acum, am dat doar chingile, după cum le vedeți aici. Stai că nu știu să arăt aici, chingile. Și bineînțeles, colțarele. Și ar trebui să dau și barele astea două, aia și cu asta, jos, adică într-o parte, o să vă arăt cum să dă, și fundul. E cineva pe aici? Ăsta de susținere, fundul ăsta, sau nu știu cum îi se spune, mai exact, îmi trebuie un ciocan și nici nu am. Să-i dau piedica la o parte, astea se dă ușor, le împing așa frumos cu mâna și se dă la o parte, într-o parte așa, haț. Și nu. Acum aștept, că mai am vreo două camioane în față, unul e gata aproape de descărcat, iar celălalt urmează în fața mea, să dau și eu mai în față, să dau bările astea și fundul ăsta și să văd, poate îmi dă ăștia un ciocan, că eu n-am. Mă doare mâna. Acum trebuie să mă duc să văd cum scot sărăcia aia de acolo din spate, cu rola, cum am spus. Să vedem. Trebuie să scot scara, tu-i mama măsii. Au moșule că ce trage de lemn. Nu sunt ușoare deloc sărăciile alea. Mai apucă vreunul de ăsta tânăr să care lemn de ăla așa. Nu mai. Trebuie să iau și o cheie, că dacă nu merge cu cheia, o să le cer un ciocan, nu știu, tu-i mama măsii. Închis asta. Mai bine că e aceea la îndemână. Cum mergi?
Asta e de vaselină, mă fac tot una, băga mea și piciorul. Hai că merge. Sper să nu cadă, Doamne, iartă-mă. Poate-mi cade ușa în puii mei. Hai că le luăm așa, le lăsăm așa un ping acolo când o fi să descarc, să le pun astea deoparte aici locului. Le pun piedica, pardon, să pun și asta, pun și cheia aici undeva. Am atât deocamdată. Bările astea o să le dau după când o ajunge în locul la camionul ăla. Ce, ori s-a defectat aia? Să nu spui că s-a defectat macarau. Trage gagiul ăla mai în față. Ah. Trage mai în față ca să pună alea acolo în continuare. Gata, bă, acum să descar și eu. Servus. Lucas. Hai, dau și alea, bă. Parte cad. Hai bun. Thank you.
Ia să vedem acum cum scărcăm. Dă-l mai încoa. În pula mea funcționează asta, mă, că-mi bat pula mea. Prinde, iar putem mai să mă fut. Trăiască moșu! Servus! You are Superman! Și cam așa decurge descărcarea cu nebuniile astea. Uite, mă, și împiedicat cu tăi mama, mă, si. Bă, scuzați limbajul, dar cam așa sunt, cam asta sunt eu. Să bag cuiile astea aici, dacă vedeți, nu știu cum, v-am spus. Nu știu cum se vede, nu am telefon ca să conectez GoPro-ul cu el. Să văd ce se întâmplă în timp real. Dar sper să iasă bine. Să iasă ceva frumos, așa. Cam asta e. De asta pe mine, căcat m-a făcut. Thank you.
Hai că mai am 4 bucăți și gata, scap de nebunie. Apoi trebuie să mă să încar tot până Elveția și să descarc în Belgia, cursă șmecheră. 800 de kilometri mă întorc înapoi din Belgia în Italia, 1300, așa da, nu da de 250 cum a fost asta, 300-400, na. Fericire, la pachet. Gata, mă, băieți, am terminat descărcarea vieții. Și, na, cam ăsta a fost vlog cu descărcarea. Vă aștept să mă urmăriți în continuare. Și like, share, subscribe dacă vreți și doriți să vadă și alții, să nu fiți numai pentru voi. Zgârciți-l-o. Hai, v-am pupat. Ciao.